raportul auditului rapoartelor financiare ale unităților administrativ-teritoriale din Raionul Strășeni. Evaluările misiunii de audit atestă anumite tendințe pozitive în raportare și administrare fondurilor publice, dar în același timp cuantifică și unele slăbiciuni instituționale generatoare de nereguli și ineficiență. Se constată denaturarea mijloacelor fixe ca urmare a majorării mijloacelor fixe, cu valoarea reparațiilor capitale în sumă totală de 42,6 milioane lei, ce nu aparțin Consiliului Raionul Strășeni, cu valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție cu sumă de 5,5 milioane lei, aferinte recepționării unor lucrări la aparatul președintelui, cu 220,1 mii lei la aparatul președintelui și cu 17,9 mii lei la primărie municipiului Strășeni, din cauza majorării neargumentate a valorii lucrărilor executate indicate în procesele verbale de executare a lucrărilor. De asemenea, se înregistrează clasificarea și raportarea incorrectă a mijloacelor fixe prin majorare și respectiv prin diminuare în sumă de 2,1 milioane lei. Pentru investițiile în curs de execuție în infrastructura sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, nu este efectuată inventarierea și confirmarea existenței și valorii bunurilor publice. Datorită unor neregularități admise ce nu au fost luate în considerație de aparatul președintelui, valoarea mijloacelor de transmisie a fost denaturată în total cu 1,6 milioane lei. Autoritatea executivă nu a asigurat administrarea conformă a bunurilor proprietate publică, ce a afectat valoarea datoriei raportate și diminuarea veniturilor la bugetul local. Rețeaua de alimentare cu apă nu este delimitată în evidență ca obiect separat și integru, ce afectează raportarea și valoarea reală a activelor înregistrate în sumă de 9,1 milioane lei. Neregulile elucidate în cadrul prezentei misiuni de audit relevă practici nesistemice în managementul instituțional și financiar, ceea ce a determinat să exprimăm opinie contrară pentru rapoartele financiare prezentate a bugetului local de nivelul al doilea și a primăriei municipiului Strășeni și opinie cu rezervă a primăriei orașului Bucovăț. În rezultatul auditului efectuat, echipa propune un calificativ opinie contrară. Ca să înțelegeți puțin mai bine ce înseamnă această definiție, una mai tehnologică, mai tehnică, mai specializată, asta înseamnă că s-au constatat situații care nu se înscriu în tablou de foarte bine și bine. De aici o să pornim. Lucrurile sunt importante, serioase, de asta plenul curții este ochi și urechi și vrem să auzim poziția domnului președinte a raionului, doamnei primar a municipiului și domnului primar a orașului Bucovăț la cele prezentate de domnul raportor. După discuția cu echipa de audit, după ce am discutat și am examinat raportul, am elaborat și un plan de acțiune unde urmează să mergem una câte una, pas cu pas, ca să le eliminăm. Doar că avem nevoie de timp. Neconformitățile stabilite la conturile mijloacelor fixe, după cum a menționat și domnul Pleșca, au fost înlăturate în procesul auditului. Prin intermediul formulilor contabile au fost retribuite sumele la categoriile prevăzute de cadrul normativ. Dacă știți, la noi este un obicei în Republica Moldova, când se cadonează un cadou, nu întreb cât costă cadoul respectiv. Pe când în audit am înțeles că o trebuie să întreb. Când i s-a cadonat stația de apărare nord de Slovaca Idea, a trebuit totuși să-i întreb cât costă cadoul respectiv. Dar prin scrisorile respective transmise unor altora, până la urmă am aflat și costul stației de apărare și am luat-o la balanță. La fel am luat și drumurile respective, terenurile care ne le s-au pus în cauză, luat la balanță și mai avem ceva de lucrat și la înregistrarea imobililor. Componenta orășelului Bucovăț în acest proiect, în acest raport și în proiectul hotărârii curții este unicul care vine cu calificativul opinie cu rezervă, ceea ce înseamnă că nu e tare, dar e binișor în comparație cu celelalte două componente. Cealaltă latură, chiar și cu 4 ani de experiență,
trebuie de înțeles că atunci când e vorba niște cadouri personale, puteți să nu vă deranjați de preț, da? Valoare, costul. Dar când este un bun pus în serviciu comunității și se referă nu la proprietate privată, da? La proprietate publică, eu gândesc că sunt niște lucruri elementare, nu-i așa? Da. Înseamnă că trebuie să fie luată la evidență, trebuie să fie inclusă în bilanțul respectiv, dar în bilanț nu poate să-și facă apariția fără un cost, fiindcă de aici încolo aveți de furcă și cu gradul de uzură și cu multe alte aspecte absolut evidente, simple, care țin de administrarea financiară în cadrul dumneavoastră. Hai, pentru viitor, genul că Dariona Mucaniu v zubă ne smodre, asta e pentru copii mici, mai merge, numai nu pentru un primar. Fiși de Bucovăț. Convenit? Da. Convenit, mersi. Este cazul ca, într-o care măsură, să revedem o poziție ce ține de faptul că în perioada 2018 primarul, viceprimarul și nu numai, dar și președintele vicepreședinței au obținut indemnizații pentru participare la ședințe Consiliului Municipal și respectiv Raional. Deci, conform legii 436, primarul și viceprimarul și președintele vicepreședinței cad sub incidența legii privind statutul alesului local. Este specific. Iar conform articolul 2 alineatul 2 din legea privind statutul alesului local, noțiunea de ales local vizează consilierii, inclusiv și primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți. Articolul 3 din alineatul 20, din articolul 24 din alineatul 3 specifică alesul local care a fost invitat la ședințe consiliu și a participat la ea, îi se restituie cheltuielile referente și se acordă o indemnizație pentru fiecare zi de participare. Și asta de competența consiliului, cu regret, dar dânșii au dreptul respectiv până la intrarea în vigoare a legii din 1 decembrie 2018. Noi nu ne adunăm aici ca să biciuim pe cineva. Mă înțelegeți, da? Noi nu avem scopuri înguste, personale, simpatie, antipatii. Curtea are o misiune. Să vadă cum oamenii împărtărânșiți cu drepturi de gestionare finanțelor publice, cum o fac, în ce măsură corect, așa cum o cere legea, în ce măsură incorrect, fiindcă ședințele curții nu au doar menirea de constatări retroactive a unor situații. Mai este încă o menire a acestor întrevederi și acestor audieri, ca pentru viitor, dumneavoastră, cei care veți continua în aceste funcții, nu sunt sigur că toți, să țineți cont de greșelile pe care le-ați comis, ca ele să nu fie repetate pentru viitor. Care totuși au fost motivele care v-au determinat să nu majorați evidența contabilă cu valoarea mijloacelor fixe în rezultatul reparațiilor capitale acestor în sumă de 12,35 milioane lei? Fiecare investiție este urmată de un pachet de documente. Se începe de la o expertiză tehnică, de la un proiect, unde vizi cheltuieli cu angajarea unui responsabil tehnic care are și duce o răspundere de calitatea lucrărilor executate, mai departe monitorizate de către specialiștii din cadrul direcțiilor consiliilor raionale, respectiv cu implicarea administrațiilor de nivelul 1. Respectiv, când se organizează această investiție la diferite obiecte, fie la instituțiile publice de învățământ, fie la drumurile publice, fie din administrațiile publice locale din nivel 1, întotdeauna solicităm să fie și persoane responsabile din partea autorității publice locale din nivel 1. Eu n-am înțeles absolut nimic. Noi nu știm, habar n-avem. La unii așa, la alții așa. Dar cine trebuie să știe? Noi trebuie să știm. Bine, să ne clarificăm acuși. Dar atrag atenția. Șeful Direcției Economiei, Construcției și Politici Investiționale trebuie să fie foarte concret la subiect. În această sală nu pot rămâne întrebări fără răspunsuri. Nu omenești, nu prezumptive, foarte profesionist. În iunie 2018, prin scrisoare recomandată, au fost transmise facturile la care au fost anexate copia contractelor, a proceselor verbale,
Și respectiv primăria municipiului Strășeni a refuzat, adică nu a recepționat lucrările respective și le-a restituit înapoi Consiliul Raional Strășeni. La fel a fost și în anul 2019, acum în primul trimestru, iar și elabora proiect de decizii, pregătite toate documentele necesare și la fel nu au fost recepționate de către primărie. Motivul, poate mi-l explică dumnealor. Fiind pe atunci consilier municipal, am refuzat să semnez acest act de recepție. Și bine că am refuzat, pentru că această examinare în judecată continuă până în zilele de astăzi. Spuneți-mi, mie vă rog, din cauza acestui ping-pong, toate obiectivele de menire socială, da, liceu, grădiniță, ce mai este, ele sunt funcționale? Nu suferă procesul de utilizare a acestor investiții? Ele sunt funcționale, toate absolut. Care a fost cauza că înregistrirea evidența contabilă a unei tranzacții fără acordul Consiliului Raional și cine a fost responsabil de această tranzacție, deci și ce activități dumneavoastră ați întreprins? Procedura care noi am aplicat-o nu a fost una corectă și încercăm acum cu șeful serviciului juridic și cu colegii de la Direcția Învățământ să vedem cum redresăm această situație și cum formăm următoarele raporturi cu locatarul care încheiază spațiul de la Direcția Învățământ. Ce s-a întreprins pe parcursul acestor 3 ani de la momentul semnării procesului verbal privind la terminarea lucrărilor până în prezent? De ce nu s-au aplicat măsurile legale cu referire la atenționarea agentului economic, clarificarea situației care din persoanele care au activat la Consiliul Raional a semnat acel ordin de plată, cine a permis achitarea acestor bani și de ce până la moment nu v-ați adresat organelor de drept, organelor competente, pentru clarificarea situației. Am mers cu mai multe scrisori către agentul economic, l-am invitat la discuții, a fost doar o singură dată, am solicitat ca să înlăture toate neajunsurile, am instituit prin dispoziție mai multe comisii compuse din specialiști, din consilieri, am solicitat expertul de la Inspecție de Stat în Construcție și toate aceste materiale sunt înaintate către procuratură. Până la moment nu putem să facem nimic acolo, fiindcă, cum am menționat, sunt niște construcții ilegale construite pe teren străin. Și nu avem un permis de a construi construcții capitale, doar construcții temporare, ușor demontabile. Stimați colegi, eu propun să încheiem runda de întrebări-răspunsuri în cadrul audierilor de astăzi și imediat ulterior, să trecem la etapa de deliberări, care este o etapă închisă, o ședință închisă a plenului curții, pe care motiv o să mulțumesc prezența la ședința de astăzi, în speranța că toată lumea a făcut concluziile necesare și s-au stabilit și acțiunile care se impun pentru viitor. Mulțumesc, vă doresc o zi bună.